Excelențele voastre, dragi confrați într-o preoție, iubiți credincioși, dragi persoane consacrate, dragi credincioși care ne urmăriți prin televiziunea Maria TV și internet. O zi deosebită pentru noi astăzi, preoții, în solemnitatea Preasfintei Inima lui Iisus. În această ocazie, în fiecare an, Congregația pentru Cler, în ultimul timp, dar mai înainte, Papa trimitea o scrisoare preoților cu invitația de a medita asupra unor aspecte. Anul acesta este o scrisoare trimisă din partea Congregației pentru Cler, în care sunt repropuse câteva fragmente din mesajele transmise de Sfântul Părinte Papa Francisc, mai ales din 2019, o scrisoare către preoți cu ocazia celei de-a 160 aniversări a morții Sfântului Paroc de Ars. Și veți primi după Sfânta Liturghie această broșură pentru a avea și o posibilitate de a medita asupra unor aspecte pe care le propune Congregația pentru această circumstanță. Cu câteva zile înaintea sărbătorii Paștelui v-am trimis o scrisoare pastorală și aș vrea să amintesc doar cum am început această scrisoare, pentru că, într-adevăr, forțăm astăzi un pic nota pentru a recupera liturghia preoției noastre, dar în același timp ne regăsim foarte bine sub privirile inimii preasfinte a lui Iisus. Atât de mult am dorit să mănânc Paștele acesta cu voi, spuneam în această scrisoare. Vreau să pornesc, dragi confrați, de la aceste cuvinte ale evanghelistului Luca pentru a vă spune că am dorit să celebrez cu sfințiile voastre anul acesta liturghia Crismei, preludiu al Triduumului Pascal, acum când sunt la începutul slujirii mele arhiepiscopale în Arhidieceza de București, dar din păcate nu este posibil, pentru că nu va fi obișnuitul Joia Sfântă din anii trecuți și nu putem să ne adunăm în mod solemn și public pentru a celebra toți împreună amintirea darului Sfintei Preoții, ca dar de predilecție al celui atotputernic și ca slujire a poporului lui Dumnezeu. Și mai scriam, nu este posibil ca în această zi să exprimăm vizibil fraternitatea noastră sacramentală, care leagă pentru totdeauna pe toți membrii presbiteriului a preoției diecezane în jurul episcopului, fie în celebrarea euharistică, cât și în întâlnirea plină de bucurie a agapiei frățești. Când pandemia va înceta, vom stabili o zi în care să ne adunăm și vom face sărbătoarea preoției noastre împreună cu reînnoirea promisiunilor noastre de la hirotonire. Iată, a venit această zi și am considerat că este foarte potrivită celebrarea acestei zile a preoției noastre în concordanță cu solemnitatea Preasfintei Inimi a lui Iisus, zi în care, de câțiva ani, se celebrează și Ziua Mondială de Sfințire a Preoților. Este o ocazie foarte potrivită pentru noi păstorii, pentru preoți, pentru a reflecta asupra caracterului prețios al slujirii noastre preoțești, dar este și o invitație care este adresată tuturor credincioșilor ca să-i sprijine pe preoți în misiunea lor preoțească și pentru o slujire caracterizată de sfințenie. Preotul, scria Papa Francisc, este cel mai sărac dintre oameni dacă Hristos nu-l îmbogățește cu sărăcia sa. Este cel mai inutil slujitor dacă Iisus nu-l cheamă prieten. Este cel mai nebun dintre oameni dacă Iisus nu-l instruiește cu răbdare, așa cum a făcut-o cu Petru. Este cel mai neajutorat dintre creștini dacă bunul păstor nu-l întărește în mijlocul turmei. Nimeni nu este mai mic decât un preot care este lăsat numai în voia puterilor sale. Dași confrați, pentru Ziua Mondială de Sfințire a Preoților, își găsește împlinirea
De aceea, această zi își găsește împlinirea în această solemnitate a inimii lui Iisus. Și este corectă și importantă legătura pe care o putem face între inima lui Iisus și preoție. Într-adevăr, darul preoției este darul iubirii lui Dumnezeu. Spunea parohul de Ars că un preot sfânt este cel mai frumos dar pe care Dumnezeu îl poate face poporului său. Și să ne gândim la atâtea daruri pe care Dumnezeu le-a făcut poporului său în persoana unor preoți sfinți, să ne gândim la un Sfântul Vincențiu de Paul, la binele pe care l-a făcut ca preot, să ne gândim la un Sfântul Ioan Bosco, cu angajarea sa deosebită pentru apostolatul tinerilor, să ne gândim la un Sfântul al lui Orione, Don Orione, care a reușit să cucerească chiar și inimile ateilor, să ne gândim la fericitul nostru Vladimir Ghica, care s-a consumat din iubire față de popor și a trăit din iubire față de credincioși. Și lista ar putea continua. Toate au fost daruri și asemenea daruri trebuie să fim și noi cu preoția noastră pentru poporul la care am fost trimis. Recent, Sfântul Părinte Papa Francisc a publicat 7 omilii adresate preoților cu ocazia liturghiilor crismei într-o broșură intitulată Efortul nostru este prețios pentru Iisus. Da, efortul nostru, mic sau mare, al tuturor preoților, începând de la episcop și până la diaconi, este un efort frumos pe care trebuie să-l depunem gândindu-ne la un alt efort pe care l-a depus Dumnezeu atunci când ne-a arătat inima sa iubitoare față de noi. Numai o viață trăită pentru alții este o viață care merită să fie trăită. Preotul, trăind pentru alții, desigur că face un efort în fiecare zi. Uneori zilele preotului sunt foarte aglomerate, este asaltat de multe părți, seara ajungând în cameră, în apartament, sunt rugăciunile poate pe care nu a reușit să le facă, breviarul sau rozariul. Totuși este frumos atunci când preotul reușește să constate că într-o zi, prin preoția sa, s-a dăruit altora. Sfânta Tereza de Calcuta, Maica Tereza, a spus odată, știți, mulți mă întreabă, de ce nu fac niciodată concediu? Eu răspund, nu am nevoie de concediu pentru că zilele mele sunt toate festive. A face binele este mereu o sărbătoare. Da, și ziua noastră, fiecare zi de trăire preoțească, este o sărbătoare dacă ne gândim că în centrul unei zile din viața preotului stă Sfânta Liturghie. Acest lucru ar trebui să repete orice preot. Oboseala preotului din cauza slujirii sale nu va fi o provoară prea grea, dar va fi totdeauna o povară frumoasă, așa cum spunea Sfântul Părinte Papa Francisc în această broșură, efortul nostru este prețios pentru Iisus. Astăzi, dacă simțim această povară a preoției noastre după câțiva ani sau mai mulți ani de trăire în slujirea Domnului, răsună și pentru noi cuvintele pe care le-am ascultat la Evanghelie. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi alinare pentru sufletele voastre. Că jugul meu este plăcut, iar povara mea este ușoară. El, Iisus, păstorul care și-a dat viață pentru oile sale, El, păstorul cu o inimă plină de iubire, ne-a ales și vrea să fie mereu lângă cei pe care i-a ales, așa cum a făcut-o cu apostolii, cu toți ucenicii săi, și ne spune și ne repetă pentru a înțelege că preoția noastră este un dar,
nu voi m-ați ales pe mine, dar eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roade, iar roadele voastre să rămână. Iată, iubiți confrați, marele mister al alegerii noastre, marea iubire care ne-a ales și care ne-a fost încredințată. Iată marele dar pe care ni l-a făcut Dumnezeu nouă și astăzi vrea să ne repete din nou, nu vă mai numesc slugi, ci prieteni, colaboratori, chemați să răspândească în lume iubirea dumnezeiască, cuvintele sale mântuitoare, Evanghelia sa. Celebrăm cu bucurie misterul iubirii preasfinte, o imagine a unei iubiri care trebuie să cucerească inima preotului, garanția și dovada iubirii infinite a lui Dumnezeu față de noi. De aceea putem spune și noi, împreună cu Sfântul Evanghelist Ioan, din textul pe care l-am proclamat la lectura a doua, noi am cunoscut și am crezut în iubirea pe care Dumnezeu o are față de noi. Dumnezeu este iubire și cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în El. Este ziua noastră, ziua iubirii lui Iisus manifestată față de noi, cei consacrați. Este ziua celor care sunt aleși de Domnul și trebuie să ne bucurăm că și atâtea suflete, atâția credincioși ne-au însoțit în drumul nostru spre Sfânta Preoție și ne întăresc zilele trăirii noastre preoțești prin rugăciunile și jertfele lor. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest mare dar astăzi și trebuie să fim mereu recunoscători în orice clipă a vieții, pentru că am fost înzestrați cu un dar atât de mare. Dragi confrați, liturghia Crismei pe care, în ghilimele spun, o recuperăm în această solemnitate, își ia numele de la binecuvântarea uleiurilor. Și în acest rit este semnificată și originea vocației noastre, dar și finalitatea vocației noastre preoțești. De multe ori am auzit preoți care abia așteptau să ajungă la liturghia Crismei ca să retrăiască liturghia aceasta în care erau reînnoite făgăduințele de la Sfințirea Preoțească, dar spuneau ei, vreau să ajung la această zi ca să reîmprospătez ungerea din palmele mele din ziua preoției, atunci când am fost uns și trimis să vestesc Evanghelia. Uleiul, așadar, este, cum putea spune, și protagonistul acestei sărbători, acestei celebrări, nu în înțeles alimentar, dar în sensul de ungere care fortifică, întărește, care dă frumusețe, care face ca trupul să strălucească și în același timp este un balsam adevărat, medicament pentru răni. Uleiurile sfinte sunt într-adevăr destinate ungerii capului și a frunții, a pieptului și a mâinilor, dacă ne gândim în sacramentele în care aceste uleiuri sfinte sunt folosite. Uleiul devine semn fundamental a două lucruri, consacrare și misiune. Consacrare, mai întâi, este un semn al absorbirii depline a persoanei în iubirea Domnului în vederea slujirii împărăției. Uleiul impregnează, pătrunde, dar și pătează într-un mod deosebit, pentru că prin structura sa reușește să pătrundă atât prin porii pielii, dar și prin lucruri. Nu numai că acoperă, dar și pătrunde, impregnează și putem spune că transformă obiectul amestecându-se cu ceea ce vine în contact. În acest sens, vrea să semnifice consacrarea persoanei, adică predarea totală a persoanei, a ființei noastre, în mâinile lui Dumnezeu, în vederea unei îndeplinirii unei misiuni. Și ne gândim mai ales la acele momente din Vechiul Testament în care regii, în special, erau unși, li se vărsa un de lemn pe cap, semnul consacrării pentru o misiune.
Uleiul în această primă semnificație așadar ne amintește că viața noastră de preoți aparține în totalitate lui Dumnezeu, care cu iubirea sa milostivă ne-a venit în întâmpinare, ne iartă și continuă să ne ierte atunci când suntem infideli. Acest lucru este adevărat pentru orice creștin și în virtutea botezului și a Sfântului Mir, dar pentru noi preoții și episcopii, într-un mod special, prin sacramentul preoției pe care l-am primit. A ne aminti de această ungere sfânt înseamnă a ne aminti de iubirea fără limite a lui Dumnezeu față de noi, pentru fiecare dintre noi, și în același timp conștiința că suntem îmbrățișați de iubirea sa milostivă manifestată în preasfânta inimă a lui Iisus. Recunoscători Domnului pentru aceasta, vrem să ne rugăm totuși pentru ca în fiecare zi să coboare în noi acest ulei al milostivirii lui Dumnezeu, să se reîmprospăteze mereu acea ungere sfântă cu care am fost unși și trimiși să vestim Evanghelia Mântuirii, pentru a fi complet cuceriți, pentru că nu ne mai putem lipsi de El de când a intrat în pielea noastră sau sub pielea noastră prin ungerea preoțească. Să nu uităm niciodată acest ulei care a fost un semn și care ne-a marcat viața pentru totdeauna, preot în veci. Uleiul, semn de consacrare, dar și un semn al misiunii noastre. Acesta este uleiul. Ne face să ne gândim la ceea ce Domnul ne-a încredințat, o misiune de gingășie și de milostivire. Domnul m-a uns și m-a trimis să duc săracilor vestea cea bună. Răsuna acest verset în prima lectură din Joia Sfântă, profetul Isaia, dar și cu trimitere la Iisus a fost uns ca să ducă vestea cea bună săracilor. Uleiul, în afară de calitățile enumerate, are proprietatea de a înlătura asperitățile lucrurilor pentru a face mai mobilă articulația mecanismelor, unge motorul sau mecanismele să meargă mai ușor, permițând o mobilitate mai mare. Putem spune că și noi preoții am fost trimiși să ungem cu îndelemnul bucuriei, care este Hristos Domnul, pentru ca orice om să cunoască iubirea adevărată și să fie în măsură la rândul său să iubească. Ungerea pe care suntem chemați să o facem reprezintă misiunea Bisericii, dar și a creștinului în lume, în virtutea botezului primit. Pentru noi, preoții, într-adevăr, ungerea aceasta continuă să fie o misiune permanentă. Constă în a unge cu Hristos toată lumea, în a unge cu Sfânta Ungere pe frații noștri, făcând să coboare întrânsii uleiul milostivirii lui Dumnezeu și al mângâierii în lumea noastră de astăzi, care are nevoie poate mai mult ca oricând de această apropiere a iubirii lui Dumnezeu. În acest context social, în această perioadă în care ne aflăm, pentru ca să se reînnoiască și să devină spațiu de fraternitate, de bunătate, de dreptate, de iubire și așa mai departe. Aceasta trebuie să fie misiunea noastră, angajarea noastră, preocuparea noastră, să ducem acest ulei al vestei cele bune la cei care au nevoie. Este misiunea noastră, dragi confrați, în acest moment, în aceste timpuri, suntem chemați să vărsăm din preoția noastră uleiul împăcării, uleiul dreptății, uleiul bunătății, uleiul gingășiei, uleiul mângâierii. Ungerea însă nu este pentru a ne parfuma pe noi înșine și cu atât mai puțin pentru a păstra acest ulei într-o sticluță, pentru că uleiul care se învechește într-o sticluță sau o sticlă devine rânced și la noi devine o inimă amară. Gândiți-vă la un preot cu o inimă râncedă, amară, acră, tristă. Ce s-a ales din uleiul bucuriei vărsat în
inima lui în ziua hirotonirii. Preotul bun se recunoaște din modul cum este uns poporul său și aceasta este dovadă clară. Atunci când oamenii credincioși noștri sunt unși cu acest ulei de bucurie, se observă, de exemplu, când este de la Sfânta Liturghie cu o față mai senină, pentru că au primit o veste bună la liturghie. Oamenilor noștri le place Evanghelia predicată cu un soare, m-a uns la inimă, spunem de multe ori preotul, în modul în care a vorbit. I-am atins la suflet. Le este pe plac atunci când Evanghelia pe care o predicăm ajunge în viața lor zilnică, atunci când coboară ca uleiul lui Aron până la marginile realității, pe barba lui Aron din belșug, atunci când luminează situațiile limită, periferiile, cum spune Papa, unde poporul fidel este mai expus invaziei celor care vor să-i ruineze credința. Când suntem în această relație cu Dumnezeu și poporul său și harul trece prin intermediul nostru, harul preoției, atunci suntem preoți, adevărați, mediatori, mijlocitori între Dumnezeu și oameni. Atunci ne trăim cu adevărat preoția noastră. Ceea ce intenționez să subliniez este că trebuie să reînsuflețim mereu harul și să intuim în orice cerere, uneori inoportună, uneori pur materială sau chiar banală, care vine din partea oamenilor și poate este doar aparent așa, dorința oamenilor noștri de a fi unși cu uleiul parfumat, pentru că ei știu că noi îl avem și au dorința ca preotul să le comunice ceea ce au primit prin darul Sfintei Preoții, dacă au iubire adevărată. De pe veșmintele noastre sacre, cu care ne îmbrăcăm mai frumoase, mai sumptuoase sau mai simple, ar trebui să coboare totdeauna din belșug uleiul care să ajungă la periferii, din nou, așa cum spune Papa Francisc. Observ de multe ori și poate ați observat când trecem prin procesiune lumea care vrea să atingă haina episcopului sau a preotului. O credință se apropie cu o credință că ceva trebuie să primească de la preot și este tocmai simbolic exprimat acest ulei care impregnează preoția sa. Să nu minimalizăm puterea harului care se activează și crește în măsura în care cu credință ieșim să ne dăm pe noi înșine și să dăm din belșug vestea cea bună, Evanghelia. Să dăm puțină ungere pe care o avem și celor care nu au absolut deloc. Așa trebuie să ieșim din noi înșine și să trăim, să experimentăm ungerea pe care am primit-o în ziua preoției, puterea sa, eficacitatea sa. Ca preoți folosim deseori aceste uleiuri care sunt binecuvântate în Joia Sfântă, așa vom face și anul acesta cu uleiurile pe care le vom binecuvânta peste câteva momente. Dragi confrați, cu ocazia Zilei Mondiale de Sfințire a Preoților, cum spuneam, care coincide cu solemnitatea Preasfintei Inima lui Iisus, doresc să mă adresez Sfinților voastre pentru a vă mulțumi pentru slujirea pe care o faceți în Via Domnului, în Biserica lui Hristos, în localitățile mai mari sau la mai mici, mai centrale sau mai la periferii. Să vă mulțumesc pentru că vă trăiți preoția cu dăruire și în spirit de ascultare față de voința lui Dumnezeu, o ascultare pe care o veți reînnoi de asemenea peste câteva momente. Dragi confrați, vă mulțumesc pentru daul vostru spus în ziua preoției și repetat poate cu bucurie uneori sau cu lacrimi, exprimând Domnului dorința Sfinților voastre de a merge mai departe și de a vă trăi preoția în totalitate. Mulțumesc și credincioșilor care ne susțin cu rugăciunile lor. Atunci când la liturghie spunem, rugați-vă fraților pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu Atotputernicul, este o formulă, dar exprimă această invitație și cred că sunt foarte mulți credincioși cărora astăzi suntem datori să le mulțumim pentru că se roagă pentru preoți
se roagă pentru vocații la Sfânta Preoție. Mă adresez tuturor sfinților voastre, pentru că în această a doua jumătate a lunii, majoritatea, aniversați ziua hirotonirii, fie că a fost la Sfântul Petru, la nașterea Sfântului Ioan Botezătorul sau în preajma acestor sărbători, dar luna iunie este o zi, o lună deosebită, mai ales pentru că ne amintește de ziua în care am spus daul nostru definitiv. Vă felicit și de aceea îi amintim pe toți preoții prezenți, atât în arhidieceză cât și în afară, mai ales pe cei care sunt preoții Fidei Donum și sunt o mărturie a Evangheliei care este vestită de slujitorii arhidiecezei noastre. Și mă gândesc și la preoții care sunt în misiuni pentru a vesti oamenilor vestea cea bună. Vă felicit pe toți pentru statornicia voastră și vă îndemn ca această zi să fie o zi a recunoștinței. Și vreau să citesc doar primul fragment din această scrisoare pe care o veți primi din partea Congregației pentru Cler, în care sunt reluate cuvintele Sfântului Părinte Papa. Mulțumesc pentru bucuria cu care ați știut să dăruiți viața voastră, arătând o inimă care în decursul anilor s-a bătut și a luptat pentru a nu deveni îngustă și amară, și să fie dimpotrivă zilnic lărgită de iubirea lui Dumnezeu și a poporului său. O inimă pe care, ca vinul bun, timpul n-a oțetit-o, ci i-a dat o calitate tot mai deosebită, pentru că veșnică este milostivirea lui. Suntem siguri, bisfrați, că pentru a aduna orice bucurie sau orice suspin al nostru, orice dorință și rugăciune, ca preoț, va fi Fecioara Maria, care ca o mamă plină de iubire, privind pe fiii ei prea iubiți, pe care i-a primit în inima ei tocmai la picioarele crucii, vrea să aducă și nouă astăzi bucuria de la Cana pentru a îmbucura și pentru a revărsa în inimile noastre și darul bucuriei și al recunoștinței pentru darul deosebit de mare cu care am fost favorizați. Dumnezeu ne-a chemat să fim apostolii săi. Nu vă mai numesc slugi, dar voi sunteți prietenii mei. Amin.